pentru toți sportivii din municipiul Giurgiu și din județul Giurgiu. Le urez multă sănătate, fără accidente și să progreseze, să urce la echipe mari. O viață întreagă și-a dedicat-o fotbalului și educației. A fost un iubitor al sportului și întotdeauna a fost alături de activitățile fotbalistice din Giurgiu. A îndrăgit orașul unde s-a născut, a copilărit, a făcut carieră și nu în ultimul rând, pentru care a scris istorie. Alecu Iorgulescu a fost jucător de fotbal, antrenor și președinte al clubului Dunărea Giurgiu, club pe care l-a iubit ca pe propriul copil. L-am cunoscut de când eram copil, de când era rivalitate extraordinară între Olimpia și Dunărea Giurgiu. Eu eram la echipa de copii, aveam 13 de pitici, aveam 13 ani, 13 ani jumate și mereu eram pe stadioane. Meciurile dintre Olimpia și Giurgiu erau jocuri extraordinare, luptă mare și în special pe mine m-a încântat enorm de mult numărul 9. Acest 9 blond, puternic, înalt, am aflat până la urmă că tot întrebam, mă, cine e? Alecu Iorgulescu. Mi-a rămas la suflet un șut extraordinar. Nea Alecu, așa cum îi plăcea să-i se spună, a fost maestru de atelier la Liceul Naval, însă plăcerea cea mai mare o simțea prin fotbal. Ca antrenor a pregătit o mulțime de sportivi îndeosebi de la Dunărea Giurgiu, echipă cu care a și reușit promovarea în al doilea eșalon fotbalistic românesc. Dumnezeu să fie terminat cu ea, un om care întreba statificate sportului și în general fotbalului. A jucat la Dunărea Giurgiu, a fost printre componenții echipei Dunărea la barajul din 61, prima promovare, încercare să promovare în divizia de a echipei Dunărea, apoi și antrenor secund o perioadă la Dunărea Giurgiu și în 75 cu Horia Ghebănescu la a doua promovare. La vârsta de 79 de ani, Alexandru Iorgulescu a pierdut meciul cu cancerul și ieri seară a răsuflat pentru ultima oară la Spitalul Universitar din București. Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, nu ar fi ajuns ce este astăzi fără sprijinul și insistența tatălui său. Este de părere Narcis Coman. Îmi pare nespus de rău. Această cale îi transmit condoleanțe familiei și încă o dată am enorm de multe regrete pentru decesul dânsului. Ultima oară am discutat atunci când Gino Iorgulescu, băiatul dânsului, a dat o masă. Trupul neînsuflețit a fost depus la catedrală, iar înmormântarea va avea loc cel mai probabil sâmbătă. Cei de la Dunărea Giurgiu îi vor fi alături printre mulți alții. Dorim și noi pe această cale să transmitem familiei îndurerate condoleanțe sincere din partea clubului Dunărea Giurgiu, știind fiind faptul că Nea Alecu a fost un împătimit al fotbalului, un iubitor al Dunării Giurgiu, ne exprimăm în condoleanțele sincere familiei. Alecu Iorgulescu va rămâne mereu în memoria sportului giurgiuvean. Pentru toți sportivii din municipiul Giurgiu și din județul Giurgiu, le urez multă sănătate, fără accidente și să progreseze, să urce la echipe mari.